Liceul pedagogic Gheorghe Șincai din Salău a găzduit astăzi etapa județeană a concursului Sanitarii Pricepuți. Concursul organizat de Crucea Roșie Română presupune două etape, una teoretică și una practică. La proba practică, elevii din echipaj au trebuit să acorde primul ajutor pentru două victime într-un anumit interval de timp. Rând pe rând, echipajele participante au încercat să acorde primul ajutor așa cum au știut ele mai bine. Concursul organizat astăzi s-a desfășurat dimineață, a fost gimnaziu, cei de la gimnaziu, iar acum după masă vor fi cei de la liceu, care vor merge în etapa națională mai departe. Despre acest concurs, Sanitarii Pricepuți, ce anume urmărește el? Păi, în primul rând, încercăm să învățăm oamenii, mai ales elevii, pentru că ei sunt importanți, să conștientizeze cât de important este primul ajutor, să conștientizeze cât de important este să știe să-l ofere, iar mai departe să știe să se descurce, că asta este important. Ca număr de participanți? Păi am avut 7 școli gimnaziale și 7 licee din tot județul. Deci în total 14 gimnaziu și licee. La finalul competiției la gimnaziu, locul întâi a fost ocupat de școala gimnazială Andrei Mureșanu din Cehul Silvaniei, iar locul 2 și 3 de elevii școlii gimnaziale din Buciumi, respectiv elevii școlii gimnaziale Treznea.